Dragii mei nasoși și parfumați, bine ați venit la Nastănas, primul canal român destinat exclusiv recenziilor de parfumuri și parfumerie în general. Astăzi facem marțea la minut și deși am vrut să o fac live și am făcut o sesiune live cu mulți dintre voi care au intrat, nu mi-a ieșit pe partea cu înregistrarea, deci am transmis, dar nu s-a înregistrat nicăieri, iar ideea era să prindem și să înregistrăm materialul, să prindem și ocazia asta să vorbim în direct, dar să ne rămână ceva, mai ales că marțea la minut de acum trebuie să fie sau am hotărât să fie doar cu recenzii individuale pe parfum. Deci cam ce făceam la 3 ceasuri bune, numai că live. Nu mi-a ieșit azi, așa că înregistrez, era zic din nou, da, prima oară nu s-a înregistrat, așa că fac acum singură, iar nu live. Pare rău, încercăm săptămâna viitoare. Iar parfumul despre care vorbesc astăzi este Elixir de la Penhaligon's. Penhaligon's este o casă britanică pe care eu o pun fix la jumătatea distanței dintre nișă și designer. Să vă spun și de ce. Calitatea este acolo. Mirosurile sunt interesante, sunt foarte bine blenduite, sunt foarte bine alcătuite de parfumeri deștepți și talentați, iar atitudinea lor ușor exclusivistă, discretă, elegantă și așa mai departe, îl pune în nișă, după părerea mea, pe Penhaligon's, oricare ar fi el. Faptul că este foarte ușor de obținut și accesibil ca preț, îl pune, din punctul meu de vedere, în categoria parfumurilor de masă, ceea ce e o treabă foarte bună pentru că avem nevoie de chestii de genul ăsta. E o firmă, din punctul meu de vedere, care are avantaje mari, așa cum am spus, și pentru că parfumurile sunt calitative, dar și pentru că sunt accesibile tuturor. Parfumul ăsta a fost făcut în 2008, deci are ceva. Na, e lansat acum 10 ani, de Olivia Giacobetti. Olivia Giacobetti, asta este o deșteaptă, care, din punctul meu de vedere și al multora, este foarte pricepută în a atenua limitele dintr-o notă și alta. De-aia mulți vorbesc despre ea ca și cum, sau mă rog, spun despre ea că este ca o pictoriță cu acuarelă. Știți că la acuarelă se fac așa culorile. Cam așa ceva. Cam așa operează ea cu notele ei. Iar parfumul ăsta este... mi se ridică părul pe mâini, că eu așa sunt, ia ca. Uite așa. Pentru că efectul este foarte, foarte, foarte bine închipuit, așa că execuția urmărește pe deplin ceea ce ar trebui să fie parfumul ăsta. Eu acum nu știu ce intenție a avut ea, dar vă spun care e rezultatul final. Deci, Elixir de la Penhaligon's este listat ca un balsamic lemnos. Nu-i balsamic lemnos. Are balsamuri, sau mă rog, rășini, are lemnării, dar nu-i balsamic lemnos, așa cum le vedeți pe altele. Pentru că prima chestie care sare și care rămâne cu tine până la ultimul strop, până la ultima moleculă la nas din parfumul ăsta, sunt mirodenile. Nu condimente, nu de chestii. Gândiți-vă, nu treburi de mâncare, dar treburi de desert, dacă vreți. De aia efectul total pentru mine este de Crăciun. Nu cu porcul, nu cu frigul, nu cu zăpada, nu cu terpenice și pinuri și rășini de brad și așa mai departe, nu. Ci mai mult cu deal de panetone și cu orez cu lapte. Gândiți-vă la orez cu lapte. Efectul total este foarte pufos la parfumul ăsta. Este foarte aerat, e foarte delicat, este foarte... Deși este un parfum care ține, este un parfum pe care îl simți, nu-i tare, nu te lovește în freză, dar cu cât pui mai mult, cu atât devine mai mult, nu mai tare. Na, că mă folosesc aceleași cuvinte over and over again. Dar eu v-am mai explicat fenomenul ăsta cu unele parfumuri. Unele, cu cât dai mai mult, cu atât devin mai intense și mai în freză. Un pumn în figură, așa. Altele, cu cât dai mai mult, cu atât devin mai adânci, mai prezente, dacă vreți, fără să fie neapărat mai intense. Sunt mai multe. Efectul este mai mult, de mai mult, nu mai tare.
Cineva spunea că poți să măsori valoarea unui parfum în asemenea, în același fel cu modul în care măsori valoarea unui cântec. E la fel de frumos și dacă îl pui tare și dacă îl dai încet? Îți place la fel de mult? Efectul este la fel de inspirațional, dacă vrei? Și cred că asta se aplică la acest parfum, pentru că ori dai un fâs, ori dai 10 fâsuri, tot îți place, dacă îți place, tot acolo e, tot îl simți, dar în feluri diferite. Ăsta inițial a fost listat ca un parfum bărbătesc. Acum, pe pagina oficială și pe forumuri, este listat ca parfum unisex și de dame și de bărbați, ceea ce mi se pare foarte deștept. Mă bucur că, în sfârșit, casele mai răsărite au început să își numească toate parfumurile unisex, pentru că n-ar trebui să ne limităm, voi știți ce spun eu, de ceea ce spune marketingul dintr-o firmă. N-ar trebui să mă gândesc că ăsta e de bărbați, nu mă dau cu el. Pentru că viața e scurtă și mă dau cu ce-mi place mie, când vreau eu, cum vreau eu. Da? Bun. Pe Amazon, unde l-am căutat să vă prețul, ca să vă pot spune dacă e accesibil sau nu, scrie că e de damă. Deci, de toate pentru toți, foarte bine, ura și la gară, să nu vă intereseze. Merge la toată lumea, oricând, oriunde. Este un parfum foarte safe și foarte civilizat, așa că nu va ofensa pe nimeni, indiferent de situația în care vă aflați. Asta pot să vă garantez. Acum să vorbim despre note. V-am spus că el listează ca un balsamic lemnos. Are balsamuri, are lemnărie, dar nu, v-am spus, nu terpenică, nu uduri, nu lemn iute, nu lemn pinos, brădos, rășinos, ci lemn uscat cremos. Are ceva santal, are ceva guaia care are o leacă de tot tentă de smol, cam cum e și, cum îi zice, mesteacănul. Dar este tot cremos, tot un pic dulce. Are lemn de trandafir brazilian, care e lemnos, dar iarăși floral. Nu-i chiar lemn, da? Are și rășini, dar are ceva tămâie, cred, sau o poponac, smirnă dulce, care nu e listată, dar e așa, îmi dă un pic. Și benzoină, care și ea e dulceagă și cremoasă. Iarăși, rășini dulci, de-aia zic. Nu-i balsamic așa cum te gândești la alte ambre sau la alte rășinoase uscate și orientale și din astea. Nu-i. Mai degrabă, este un parfum centrat pe mirodenii. Primul lucru pe care îl simte nasul meu și ultimul lucru pe care îl simte nasul meu din parfumul ăsta este cardamonul. Deci dacă vă place cardamonul foarte tare, vă rog tare mult să vă uitați la el, pentru că este o execuție superbă, delicată, diafană, atemporală, sexuală, de toate. Care, așa cum am zis, poate fi purtat oricând, oriunde. În afară de cardamon, mai are și niște scorțișoară, ceva cuișoare, ceva nucșoară sau un soi de nucșoară. Deci tot mirodenii astea calde pe care le-ai simți într-un desert. Pe care le-ai simți într-un vin fiert, deși ăsta nu are vin sau alt alcool, nu are rom, nu are coniac, așa cum parcă te-ai aștepta să aibă, nu are. În schimb, combinația de chestii cremoase și de mirodenii dă un pic lactonic, ca lapte, lapte cu orez, cum am zis. Și agrăciuna, panetonea, cât o vorbim de panetone, are și vanilie, are și tonka, îi mai dă ceva acolo, înspre miere, dar foarte prin spate, miere un pic de ceară poate, un pic prin spate așa, are ceva fum și o chestie care apare, eu cred că l-au pus acolo pentru balans, dar mie la nas nu mi-a dat decât în primele minute, 3-4 minute așa, ceva eucalipt, deci ceva mentolat, dar nu spre mentă, nu spre anason, că și ăla poate fi mentolat câteodată sau lemn dulce sau până și tuberoza poate fi mentolată, nu, e spre eucalipt, spre camfor. Ca carmolo, așa. Și se duce repede. Sau domnului, că mi-e zic că îmi plac neapărat notele mentolate, să le simt în permanență, așa. Și are colac peste pubăză și, interesant la nasul meu, trandafir. Dar trandafir nu cum e, nu trandafiros, mă mănâncă în cap. Și am și o chelie. Descoperi că am o chelie. Cred că de la stres. Nu, nicio problemă.
Păr, cui pasă de păr. Un trandafir, nu trandafiros cu mitaifu, nu de dulceață, nu pudrat cu mânsa astea care miros a ruj, nu. Trandafir delicat, foarte civilizat așa, care nu acaparează, de obicei trandafirul vă știți ce face. Un pic profos. Deci ca un trandafir uscat și prăfos care zici că îi dai drumul așa și umple găurile dintre alte note. Deci nu preia legătura. E așa ca cimentul, numai de legătură printre alte chestii. Dacă are sens ce zic. Oricum, un parfum foarte frumos. Seamănă cu mult, zic eu, cu safran troublant. Troublant? Șofranul problematic de la L'Artisan Parfumeur. Ăsta n-are listat șofran, dar efectul total cam așa e. Și trandafirul are cam la fel aceeași execuție puțin cu Siderisul de la Maria Candida Gentile. Deci același efect de legătură. În total, notele astea, asta am spus la live și mai zic o dată că mi-a plăcut imaginea și cred că are sens, coroborează pentru un efect cam cum sunt efectele alea sonore de la filmele mai indie, așa. Adică se începe cu o alarmă totală, după care ușor ușor se condensează sunetele până când toate ating o singură notă. Are sens ce zic? Cam așa. Începe cu un fel de umbrelă, de haos, de fum, de călare acolo toate, care se așează foarte rapid și rămân în efectul ăsta de iaca orez cu lapte. De Crăciun. Deci chestii în zona asta. Ceai negru cu lapte, orez cu lapte, mirodenii. Cam pe acolo. Din nou, bărbați, femei, e pentru toată lumea. Ține cam 6 ore pe pielea mea, ceea ce este foarte mult. Pichelea mea de crocodil și având în vedere că astea britanice de obicei sunt ușoare. Știu că sunt case de nou, de nișă, care sunt foarte puternice și care sunt cu tare, de-al de roșii, de-al de dinastia, de-al de Clive Christian și alte minuni. Nu vorbesc despre bombe. Eu vorbesc despre parfumeria britanică prin excelență și de tradiție și, în general, parfumeria britanică este așa, a spiterie, a frizerie, a cam așa, barbershop. Style. Adică nu foarte evidente, nu în freză, nu țipătoare, nu nimic. It's understated. Și ăsta nu face excepție. Sticla mea este de 100. 100 ml. Și este foarte accesibil. Am văzut-o pe eBay pe la 41 pic de dolari. Am văzut-o pe o firmă de parfumuri. Deci magazin, parfumărie, cu fiță, 190, băi mă lași, ia nu dați atâta. Pe la prietenii mei din Anglia am auzit că se găsește pe Halligan și pe la TK Maxx, adică vă duceți și verificați din când în când dacă aveți noroc, poate vă pică, cineva l-a cumpărat pe ăsta cu 13 lire, deci așa. Se găsește și la 50, dacă vreți mai mici, și pe Amazon, când l-am căutat eu azi dimineață, era 60 de dolari. Asta de 100. Deci, foarte accesibil, foarte, mă rog, accesibil, nu ca altele, și pentru valoarea pe care o primiți, prețul mi se pare foarte, foarte, foarte bun. Deci, Penhaligon's Elixir, ăsta a fost marțea la minut, 14 minute, vă rog să mă iertați, dacă v-a plăcut performanța mea, veni și mâine seară, dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, mai povestiți și la alții și cam atâta, v-am pupat! Și vă promit că până săptămâna viitoare mă dumirești și care treaba cu live-ul, să ne rămână și înregistrarea, să avem și cameră mai bună care vine în poștă. Am comandat și un microfon, deci mă sculăresc de nu vă mai... așa. Înțelegeți? Da. Deci ne vedem marțea viitoare la ora 9, ora României, cu alt parfum pentru recenzia de la marțea pe minut. Gata, ba! Unde? Aici.